Mulțumesc foarte mult, fost mici acolo. Ascultam să ne chem la universitate, la facultate, când ai o lecție despre Pound, că vom veni cu toții. Deci anul ăsta, în semestrul 2, ați auzit, Universitatea din București, Facultatea de Literatură Română. Pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, o să-i pun lui Radu Voan cu o singură întrebare. Dacă el vrea să răspundă la ea, bine, dacă nu, nu. Cum și de ce se învață frumusețea Radu Voan? Acesta e titlul prefeței lui. Mulțumesc frumos de lista. E una dintre întrebările esențiale ale și ale lui Pan. Pentru el, literatura, a cărei expresie supremă este poezia, are o legătură directă cu frumusețea și cu umanul. Dacă vom răspui aceste două eseuri, care sunt ultimele lucrări în proză de largă întindere ale lui Ezra Pound, vom vedea că nu e, el când discută poezia, nu discută doar despre poezie. Vom găsi informații despre filozofie, morfologia culturii, istoria diverselor arte, istorie pură în general, economie, teorie monetară chiar și foarte aplicată. Pentru el, literatura, o spune undeva, este limbaj încărcat în cel mai înalt grad cu semnificație. Nu limbaj literar încărcat în cel mai înalt grad cu semnificație, ci limbaj pur și simplu încărcat în cel mai înalt grad cu semnificație. Adică tot ceea ce mintea umană a atins vreodată, toate obiectele ideale pe care mintea umană le-a pipăit și le-a încărcat cu semnificație, în cel mai înalt grad, sunt poezie sau sunt materie pentru poezie. De asta, discutând poezia, Pound se simte obligat să discute tot ceea ce mintea umană a gândit vreodată. De asta a scrie despre poezie și a spune în ce fel limbajul poeziei ordonează lumea, înseamnă să ordonezi lumea în integralitatea ei. Poezia e expresia integrală a umanului și pentru Pound și înseamnă să recuperezi cantitățile enorme de frumusețe din lume prin limbaj, din toate zonele de existență ale frumuseții și să le pui în textul literar. Asta înseamnă să fii capabil, să ai un aparat rezonator la frumusețe care să vibreze la absolut toate lungimile de undă ale frumuseții și să le recupereze de-a lungul istoriei acolo unde s-au manifestat statele vreodată. Spune Paun, frumusețea a fost o flacără care s-a aprins cândva în misterele vechilor greci, de acolo a trecut la latin, de acolo a iradiat la Dante, de la Dante a aprins tot Evul Mediu, apoi romanticii și a venit până la modern. A scrie poezie sau a recupera frumusețea din lume înseamnă să reaprinzi flacăra asta în epoca ta, recuperând toate experiențele trecute ale frumuseții. Asta înseamnă Make It New, logo-ul favorit al lui Pound pe care l-a citat înainte Cosmin Cioploș în splendida lui prezentare. Înseamnă să faci nouă această flacără străveche, să faci nouă cea mai veche și cele mai vechi tradiții ale frumuseții. Nu doar europene. Pound este întâiul mare poet pentru care poezia nu mai este europocentrică. Pentru el poezia, această flacără s-a aprins de fapt și în China antică și în Japonia antică, chiar în zone ale antichității hinduse. Pe toate trebuie să le recuperezi în poezia ta pentru a face frumusețea integrală. Asta este ceva, evident, suprauman, de asta e teribil de greu să-l citești pe Pound câteodată și să prinzi intertextele lui atât de ample. Pe de altă parte, e foarte greu pariul pe care și l-a propus el. Aceste două cărți despre poezie, ca expresie integrală a umanului și a frumuseții, vin la capătul unui proiect mai vechi al lui Pound, pe care el nu l-a dus la îndeplinire. El voia la început să colecteze aceste fragmente de frumusețe manifestate în toate culturile lumii în 12 antologii, sau mai bine zis, într-o antologie în 12 volume, care să cuprindă toate fragmentele de frumusețe lingvistică existente vreodată în lume. Un proiect abstrus ca multe dintre proiectele lui. La început a scos câteva antologii și a dat seama că nu poate. Toate editurile s-au speriat, nu exista un Humanitas atunci în lumea anglosaxonă care să accepte un astfel de proiect. Editurile cărora l-a propus l-au refuzat și atunci s-a reorientat către această formulă a manualului comentat, să-i spun așa. A vrut să facă două manuale de frumusețe. Nu poți să faci două manuale cu stilul didactic, limpede,
concis și definitiv așa al manualelor, în care se îngrămădește toată gândirea umană din toate timpurile, din toate epocile și tot ceea ce s-a produs ca frumusețe lingvistică în aceste vremuri. Asta e contradicția internă a acestor manuale. Pe de o parte vor să spună tot ce e definitiv despre frumusețe, pe de altă parte acest tot este imposibil de pus într-o carte. Dar ceea ce reușesc aceste două cărți e următorul lucru. Pe mine m-a urmărit din tinerețe o propoziție a lui Borges, care spune că cel mai greu lucru din lume este să vorbești despre literatură cu doi, adolescenți hiperinteligenți. Pentru că ei pun întrebările radicale despre literatură, cum și de ce se învață frumusețea, la ce bun literatura, care e sensul poeziei, care e sensul limbajului și mai departe. Asta e foarte, e aproape imposibil, spune Borges. Pound reușește acest lucru. Aceste cărți sunt acele cărți pe care le visa Borges, în care poți vorbi în modul fundamental și direct despre literatură cu doi adolescenți hiperinteligenți sau, în general, cu doi oameni sau cu orice om hiperinteligent. Și cărțile astea, sunt sigur, pot cataliza gândirea literară a acestor oameni și să-i, vorba lui Dante și a lui Horia Roman Patapievici, să-i transumaneze, să-i ducă în zona în care frumusețea se face vizibilă și transformă pe ei în variantele lor mai bune. Și închei spunând că dacă aceste cărți arată așa, arată în primul rând datorită Denisei Comănescu. Nu vă puteți imagina ce înseamnă un editor adevărat, așa cum e Denisa, care spunea Cosmin înainte că am citit rând cu rând pe Pound, e adevărat, dar m-a supravegheat rând cu rând Denisa și supravegherea înseamnă telefoane, e-mail-uri, observații, schimbări, lucruri care aduc cărțile astea la forma asta minunată, care e un fel de corelativ obiectiv al Denisei Comănescu însăși.